Știi? Din când în când mi amintesc de foame. Foamea nu am totdeauna, dar la vreo 5-6 ore un simțământ straniu de vid, de gol în stomac, mă mână spre cămară, spre coșul cu pâine și când simte acele arome, acele parfumuri care la momentul foamei sunt cele mai prețioase, atunci îmi dau seama ce dar, ce mare dar a făcut Dumnezeu când a inventat pentru foamea noastră pentru noastră pâinea, mâncarea. sunt Suntem dragul meu în studiul capitolului 4 al cărții Genezei, prima carte a Scripturii, într un moment în care în care constatăm apariția unei noi structuri sociale și anume cetatea. Cuvântul din Geneza 4 7 și spune că fiul lui Adam, Cain, a zidit o cetate, i-a pus numele fiului său Enoch. Iar cetatea nu era în planul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a vorbit omului, i-a spus doar atât. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și intenția lui Dumnezeu n-a fost niciodată aceea ca oamenii să se aglomereze în centre până acolo încât să, să n-aibă loc pe trotuar sau în magazin sau la coadă unul de altul sau să, să se privească ca dușmani atunci când iau cu asalt uh, ușile unui troleibus sau autobuz. Intenția lui Dumnezeu a fost ca omul să locuiască în, hai să folosesc o metaforă urbană, în apartamentul pe care Dumnezeu l-a creat ca să se simtă Adam și Eva, copiii săi, într-o condiție de asimilare a mediului, de interferență, de osmoză cu natura creată și implicit cu creatorul. O să spui, da, privacy, adică intimitatea aceea, să știi că atunci când exista neprihănirea, nu, nu se punea problema mai ales când exista o singură familie. Și nu uita, este o vorbă care spune, casa înțeleptului e din cristal sau din sticlă. Că oricine se poate uita și nu vede nimic decât ceea ce este legitim. Ori, în condiția neprihănirii, nu exista subiectul privacy. Dovada Adam și soția lui N-aveau alte veșminte, n-aveau alte haine decât exact ceea ce purtau ca, fi, ca și copia lui Dumnezeu, respectiv haina aceea de lumină, o haină de slavă care îi înconjura. Ei bine, în momentul în care Cain a zidit o cetate, automat a, a apărut o nouă structură socială. Dar structura aceasta socială, așa cum am citit sau cum. Da, am citit până acum, am urmărit istoria, istoria fiilor lui Cain, e vorba de Enoch, Irat, Mehuiael, Metușael, Lameh, Iabal, Iubal, știi, am citit data trecută, dacă îți amintești, fiecare ce aport a avut pentru istoria lumii? Cum unul a creat businessul, comerțul, altul a creat industriile, altul distracția. Și observă acum că această cetate, care a fost invenția primului cigaș, foarte curând a ajuns să instaureze o nouă ordine mondială. Care este aceasta? Urmărește, te rog, imagine după imagine. Mai întâi de toate, o nouă religie. Amintește ce am discutat vis-a-vis -vis de inițiatul, este unul din numele pe care l-au purtat urmașii lui lui Cain. Inițiat însemna că s-a produs o nouă religie, o religie a misterelor. Apoi, un altul a descoperit îmbogățirea ce ar fi să crești vite nu doar ca să trăiești, ci ca să faci schimb și să părăsești orașul ca să locuiești în corturi, deși uh, din oraș ai plecat, în oraș te simțeai bine, dar o faci pentru parale. Un altul a inventat distracția sau uh, uh, jocul cu alăuta, dansurile, entertainment, zis pe limba internațională astăzi. <coughs> Lameh a inventat poligamia, un bărbat cu mai multe neveste, la data aceea avea doar două. Haremul urma să crească uh, din nefericire. Un alt fiu al lui Lameh a inventat industriile. <coughs> Spune Scriptura că el a fost cel care a inventat instrumentele. Uh, sigur, există o parte bună în toate astea, dar nu numai. Iar ultimul Lameh în cântecul său a inventat răzbunarea și, interesant, din răzbunare vine război, războiul. Adică lupta fratelui împotriva fratelui. Aceasta este noua ordine pe care a instaurat-o nu altceva decât orașul, și anume uh, invenția lui Cain. Aș vrea, să fiu, uh, aș vrea să fiu echilibrat. Și aș vrea să nu vorbesc doar apăsând pe un taler. Și anume, aș vrea să calculez beneficiile pe care le are orașul. N-aș putea să nu le iau în calcul. V-am spus, aș fi subiectiv și nu-i frumos, mai ales atunci când prezentăm Cuvântul lui Dumnezeu și când nu dorim să fim avocați falși, cum au fost prietenii lui Iov, care îl apărau pe Dumnezeu cu argumente, argumente fără consistență. Are orașul un beneficiu? Eu spun da, eu personal am beneficiat după, știu eu, instruirea scolastică, am beneficiat în urma magazinelor. Sigur că beneficiile acestea, cele mai multe, nu toate, dar cele mai multe au fost pe termen scurt. Dar ori de câte ori discutăm de beneficii, trebuie să avem talerul al doilea, și anume costurile. Care este raportul dintre, dintre beneficii sau investiții și uh, beneficii? Investițiile pe care le dai, costurile, prețul pe care îl plătești și câștigul, câștigul pe care îl ai din aceste investiții. Ei bine, starea de bine a omului. Din nefericire, punând pe cântar și evaluând până la urmă, coboară în jos. Și ceea ce se poate constata este că societatea s-a frânt, relațiile sociale s-au subțiat, relațiile sociale s-au tensionat și s-au pervertit, nu la țară. Ei, și acolo e păcatul, și acolo există oameni buni și oameni răi. Dar totuși, la țară zice țăranul, nu e frumos, pentru el frumosul și binele se suprapun. Nu e frumos. Acolo există un plus de respect. Sau încă mai există, să vorbesc realist, <coughs> încă mai există un plus de respect. Orașul, însă, prin anonimatul pe care îl aduce, prin înstrăinarea omului de către om, Vrei să spun ceva? S-a întâmplat, nu în București unde locuiesc, într-un alt oraș, un oraș pe Mapamond, în care, într-un bloc, Încojurat de oameni de treabă, locuia o bunicuță, o bătrână. Bătrâna de 87 de ani, coaptă de viață, mai ieșea uneori, mai ruga pe cineva să aducă un lucru, altul din oraș. Au trebuit să treacă două luni. Două luni semnează nouă săptămâni, până când, mirându-se că nu mai apărut băbuța, nici n-a mai solicitat pe nimeni, a zis, bă, hai să, să vedem ce-o fi cu ea. Și poliția, când a intrat, a găsit-o bună pentru examen, știu eu, pentru necropsia unei mumii. Era deja smochinită, uscată, două luni. Lucrul acesta sub nicio formă nu se poate întâmpla într-un loc în care oamenii se cunosc, își dau binețe unul altuia, se doresc și își fac vizite de pamplezir. Nu vizite, știu eu, strategice, cu obiective, tu ci deci, ca să mai stea de vorbă. Ies oamenii pe prispă, se întâlnesc ei cum e vecine, cum e vecină, stau, discută. Relațiile sociale încetate sunt primele care suferă și asta și datorită conjuncturii. Dacă stai în același bloc, cum s-a mai spus, uite la de telefonul, radioul tare sau televizorul ăsta, sforă e noaptea, l-aud prin pereți. Și acestea, împreună cu o serie întreagă de alte efecte care au făcut ca orașul să fie o bombă cu ceas, cum spunea, au, au făcut ca balanța costurilor, ale investițiilor, balanța prețurilor să atârne mult mai greu decât beneficiile care sunt plăcute, gustoase și de scurtă durată. Știați că problema poluării. Este problema orașului. Problema nevrozei și a psihozelor le are orașul. Stresul în oraș se întâmplă. Competiția aceasta cerbă care te scoate din, din normal, te bagă într-o într cavalcadă de schimbări și schimbarea este factorul de stres. Cel mai mare, deci schimbarea, însemnează stres. Și te miri de ce omenirea produce generații deja decalibrate care nu mai știu de respect, nu mai știu de valori. Ei, înțelegi, dragul meu, că orașul a fost, a fost uh, factorul sau cadrul, chiagul, să spun mai, mai plastic, care a produs această schimbare a ordinii. Ceea ce vezi aici este în țara libertăților, în America, oamenii plătesc. Plătesc un preț. Acum, în criza de după septembrie 2008, cu adevărat plătesc cât nici n-au visat măcar. Sunt niște oameni fără casă, scoși afară cu copil, cu cățel, cu tot, să stea sub pod. Cine are grijă de ei? Cine? Ei. Asta e tot. Societatea societate este super individualizată, iar uh, asistența socială este și ea pe rol. Este, trebuie să fim realiști, trebuie să fim corecți, însă mai mult împlinește unele datorii imediate, iar de om în sine are tot mai puțină grijă. În 2000, chiar 2000, am avut ocazia să vizitez pentru a nu știu câte oară Statele Unite, cred ca opta oară, și uh, am avut ocazia să merg în statul Pennsylvania. Pennsylvania este unul din primele state uh, pe care coloniștii englezi, puritani, uh, prigoniți în Anglia și refugiați în uh, lumea nouă, uh, Pennsylvania fiind unul din primele state create de ei. Philadelphia, iubirea de frați, asta înseamnă Philadelphia, a fost unul din orașele puritane. Printre populațiile sau grupurile etnice care s-au refugiat și care și-au găsit noua patrie în Pennsylvania, a fost un grup olandez numit Amish, așa cum se scrie Amish, se citește. Ei Amish, la ora actuală formează circa 100.000, un grup etnic, un grup distinct de 100.000 de suflete o să spui ce, nici măcar cât un oraș ca Sibiul. Sibiul ar avea de 160000 Deci, neglijabil să știi că nu-i chiar așa. Chiar dacă este foarte puțin pe lângă uh, cele 300 de milioane de locuitori din Statele Unite, nu uita faptul că acești emiși constituie o curiozitate unică. Și anume, ei păstrează condițiile de viață din secolul XVIII, adică 1750, să zicem, rotund. De când au venit ei, i au spus, noi nu vrem schimbare. Noi vrem să rămânem în starea de liniște, de pace, de bună înțelegere pe care am avut-o până acum. Noi nu vrem industrie. La ei se pot covesc cai ca pe timpul lui Mihai Viteazu. La ei se cultivă pământul ca pe timpul lui cain și abel cu calul cu plugul la ei nu există de exemplu nasturi. Nasturii fiind socotiți o un lux la data aceea, poate că era lux, erau și lucrați nu din plastic ci din sidef, din tot felul de materiale prețioase. Nasturii nu nu ei cu ace. Ei poartă, mă rog, bluza închisă cu ace șorțul îl prind cu ace poartă saboți ca în Olanda saboți de, de lemn oamenii aceștia au refuzat curentul electric, băgați de seamă nu au televizor, nu au radio iar modul sau stilul, spiritul acestei familii sociale este absolut unic, vin oamenii și pe lângă o altă lume de acum 200 și ceva de ani 300 30 de ani ei găsesc o lume de dorit din punct de vedere emoțional. Aici este o zi de sărbătoare când familia, uite, copiii împreună cu părinții și cu bunica merg la biserică. Păstrează aceeași ținută. La școlile lor, ceva foarte re remarcabil, copiii vorbesc în șoaptă. Nu în sensul că se tem, dar nu urlă, a. la noi în școli și în, ora, în timpul orei, am fost și eu dascăl, vorbesc tare, persiflează pe profesor sau nu le pasă că acela vorbește, bătrânul ăla cu ochelari vorbește din față de la catedă, ei au propria lor rundă, meciul lor. Ei bine, acolo este respect. A fost relatat în presă un caz când un terorist, un om ieșit din minți, a sequestrat câteva fetițe și a vrut să le împuște. Și atunci una din ele, cam o fetiță așa de vârstă asta, a ieșit afară în rând și a spus, nu împușcați pe ea, împușcați-mă mai degrabă pe mine. Și am pușcat o pe ea. Ei, unde este acest spirit atât de creștin încât să ieși tu în față, să te sacrifici din dragoste pentru alții? Amiș, amiș, poporul acesta a hotărât să reziste tentației orașului și chiar dacă recunosc că a pierdut multe, n-au televizor, nu știu dacă este cea mai mare pagubă, e pagubă că nu mă pot urmări pe mine la, la această emisiune. Poate că e o mare pagubă, poate e deloc. În fine, totuși, au păstrat valorile, iar oamenii de acolo sunt cei mai prețioși. Și să citim mai departe Geneza 4 cu 25. Înainte de a citi, trebuie să spun că dăm pagina. Până acum ne-am ocupat de noua ordine mondială pe care fiii lui Cain fiii omului au adus-o pe jumătatea lor de planetă, dacă mi-e îngăduit să vorbesc așa. De data aceasta mă întorc la Adam și familia lui. Și textul spune că Adam s-a împreunat iarăși cu nevastă sa, i-a născut un fiu și a pus numele Set, căci a zis ea, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel, Abel pe care l-a ucis Cain. Mare bucurie, nașterea unui copil. Cred că v-am mai spus, bucuria mea egoistă de când de un an și câteva luni am o nepoțică. Pot să vă spun că viața mea și-a pierdut echilibrul. Am plecat de acasă câteva săptămâni și știți la cine mă gândeam? Sigur, soția mea e totdeauna cu mine, dar înaintea ei, acum mă gândeam la ea mică, după care mor, adică este o, un dor atât de mare să vezi mogâldeația aceea cum devine om, cum te recunoaște, cum comunică în limbajul ei. Asta nu înseamnă că până la nașterea lui Set, Adam și Eva n-au mai avut alți copii. Textul de mai departe, o să vedeți, din capitolul 5, Vorbește generos despre prolificitatea, despre înmulțirea uh, familiei umane. Pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat și a spus: Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și, într-adevăr, Adam și Eva au avut mulți copii, dar ca Abel, adică ceva special, doar unul putea să fie. Și acest unul ei l-au recunoscut în set. Știi ce însemnează set? Set însemnează înlocuire sau substitut. Interesant, mergi la service și spui un set motor, adică un schimb. Exact, setul, cuvântul set s-a preluat. Un schimb de motor, un, un, set de pistoane sau de, mă rog, culbutori, etc., etc. În momentul în care, în care Eva a spus, am căpătat o altă sămânță, să nu credeți că a vorbit așa la întâmplare. I-a avut o revelație. Când a înțeles că, de fapt, din acest fiu nou născut, din set, se va trage sau se va naște Mesia. Știți ce înseamnă Mesia în limba ebraică? Cel uns, care în limba greacă se traduce prin Hristos cel uns, Hristosul, adică cel uns. Și ea a avut această revelație că Hristosul se va naște din set. Și a spus, iată, în sfârșit, în locul lui Abel, sămânța, sămânța. Și Geneza, capitolul 4, cu versetul 26, spune că lui Set i s-a născut și lui un fiu. Vedeți? Nu ni se spune prea multe nici că a fost sau nu agricultor. Scriptura nu este o cronică. Nu este un roman care urmărește pas cu pas toate evenimentele, ci urmărește doar firul, un anumit fir, și o să mai revin asupra acestui lucru în ocaziile următoare, acel fir care ne conduce de la Adam la eroi principal și care culminează cu, cu apogeul Isus Hristos. Și spune că lui Set i s-a născut și lui un fiu și a pus numele de Enos. Știi ce înseamnă Enos? Însemnează slăbiciune. Slăbiciune, condiție de mizerie. Eu nu știu ce a simțit Set. Eu nu știu la ce s-a gândit când a pus unui copil mizerabilul sau slăbănogul, slăbătura. Poate că era o reflectare a stării de degradare a lumii. Când lumea aceea frumoasă, minunată, creată de Dumnezeu, creată de Dumnezeu, a început să se deterioreze. Dar mai poate să aibă un sens. Și sensul acesta aș vrea să ți-l dezvălui abia după ce citim Geneza 4 cu versetul 26. Când spune că i-a pus numele Set, Set a născut un fiu, a pus numele Slăbiciune, și acum vine cuvântul, atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Dacă citești la prima vedere, ți s-ar sugera, știu, ideea care ți-ar veni cel mai repede în minte, este că până atunci oamenii nu chemau numele Domnului. Și că acum au zis, hai, auzi, uh, Dumnezeu, bun, hai să ne rugăm lui Dumnezeu. Nu asta este semnificația. Am o imagine odată cu prima jertfă pe care Adam și Eva au adus-o în grădina Edenului, atunci când, când mieluțul acela a fost sacrificat, e bine, prima dată uh, ei prin miel au adus jertfă și s-au închinat, chemau numele Domnului. Textul nu se referă la faptul că atunci, odată cu nașterea fiului lui set, atunci au început oamenii să se roage. Nu! Ci... Atunci a apărut manifestarea expresă, publică, a închinării. Cu alte cuvinte, în acele momente, ei au ieșit din închinarea intimă, personală, de familie, au ieșit în public ca să reziste cumva influenței, inflației de ateism care dădea spre ei, ca apele reversate a unui. A unui Râu, umflat, și atunci au spus: E nevoie ca să ne manifestăm. E nevoie să nu ne ascundem sau să nu închidem închinarea doar în spațiul intim, ieșim cu el în public. Și atunci a apărut, dragii mei, uite, îmi place, mă opresc puțin, o altă variantă a traducerii versetului. Trebuie să știi că în ebraică lipsa vocalelor, doar prezența consoanelor permite o vocalizare diferită. Și dacă vocalizezi altfel, poți să ajungi la ideea, atunci au început oamenii să fie chemați după numele Domnului. Nu să cheme, ci să fie chemați. Este uh, pasivul, nu activul, să cheme diateza activă, ci diateza pasivă. Să fie chemați, să fie numiți după numele Domnului. Ce înseamnă aceasta? Însemnează că din acel moment, odată cu nașterea Fiului lui Set, a început să se despartă, să se polarizeze omenirea în Fiul lui Cain și în Fiul lui Dumnezeu. De atunci, ține minte această imagine, de atunci a început omenirea să se distingă în două categorii care vor, au fost și sunt și vor fi antagonice. Ei bine, dragul meu, mă aflu la concluzie, pentru că se apropie timpul ca să spun la revedere. Aș vrea să te întreb, te-ai gândit vreodată din ce categorie faci parte? Te-ai gândit cumva că tu ești Fiul lui Dumnezeu, în mijlocul fiilor lui Cai? Dacă nu te-ai gândit, acum când se încheie misiunea, ia-ți un minut cercetează, cumpănește și ia o hotărâre pentru bucuria ta și a Lui Dumnezeu. Greu am ajuns astăzi la studio. Greu nu pentru că nu m-am scurat la timp, nu pentru că n-a mers mașina, ci pentru că a fost atât de aglomerată strada. Apropo, vreau să te întreb ceva. Știi câte mașini există în capitala București? Când zic mașini, mă refer la autoturisme particulare de instituții, mă rog, hai să spunem și camioane, autobuze. Cam câte mașini crezi că există în capitală? În capitală sunt cam două milioane de oameni. Cât? A, zici, 200 de mii. Mai adaugă puțin. Cinci, jumătate de milioane. Hai să fim serioși. Știi câte sunt? Un milion! Un milion de mașini la două milioane de oameni. Și știi care este dinamica? Oamenii continuă să dorească să se mute de la țară la oraș. Și orașele devin din ce în ce mai mari, din ce în ce mai extinse. Se spune că Manila este cel mai extins oraș din lume pe o suprafață de 100 de kilometri, 60, 100, mă rog, depinde cum, cum măsori. Adică e un oraș continuu și oamenii continuă să se înghesuie în orașe. Interesant. Să spun o altă poveste. Eu am un băiat, e mare, are 30 de ani. A terminat și el studiile, școala, și după ce a lucrat o vreme la o firmă multinacională, a vândut micului apartament, a lăsat serviciu și-a luat nevasta. Băiatule, ce faci? Unde mergi? Zice, deci, plec la țară. Păi dar lași bunătatea de oraș. Ima... Dialogul e puțin imaginar, nu e, nu e chiar real. Lași tu bunătatea de oraș. lași aici. Unde mergi? O să te mănânce țânțarii, gândaci, șoarecii. Ce oi să faci tu? Că acolo n-ai servicii înalte pentru cibernetica ta. Și îl spuneam să cresc flori. Sigur. A luat-o. Poate că n-a luat-o. L-am vizitat după, din 2007, 8, 9, 2006, când s-a întâmplat evenimentul. Din 2006 până acum, l-am vizitat pe băiatul meu când am putut. Să știi că de atunci arată alt. E mult mai liniștit. Înainte dura, durea stomacul, era stresat, s-a mai îngrășat, s-a făcut bărbat, s-a voinicit. E un om. Dar ce-a găsit la țară de atât de bine? Eh, amintești -am unde am rămas noi data trecută? Am rămas la subiectul oraș. Dar pentru cei care n-au parcurs elementele, le fac o mică legătură și citesc de la Geneza 4 cu 17. Cain s-a împreunat cu Nevastă sa și ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. Enoch însemnează dedicatul, inițiatul, adică cel inițiat în taine. Aceasta mărturisește că s-a produs o nouă religie și Cain spune că după nașterea fiului său a zidit o cetate care i-a pus numele fiului său Enoch. Spuneam că orașul este invenția primului ucigaș și mă întrebam data trecută de ce să construiești o cetate când n-ai dușmani, n-ai imperii uh, cotropitoare, când nu sunt hoți, tâlhari, lotri, când nu sunt nici măcar fiarele, la data aceea animalele erau prietenele omului încă. Abia mai târziu uh, vrăjmășia, uh, inamiciția se adâncește apropo de vrăjmășia animalelor. Pentru care nu avea nevoie să construiască cetate, am văzut eu un documentar din făcut de un cercetător, un biolog, în zonele nepătrunse ale Siberiei. Era camera pusă undeva, el stătea pe un buștean și comenta, uh, comentariul a pus ulterior, el stătea, un urs a venit să-l să viziteze. auzi, un urs. Știi ce e un urs, e o teribilitate, e ceva cumplit. Și spune că el a plecat cu convingerea că animalele sălbatice sunt sălbăticite, sunt făcute prin faptul că omul le vânează, le izgonește, să devină agresive. Este acel instinct, fight or flight, adică fugi sau te lupți. Când n-ai încotro, și o pisică sare la tine. Și povestea respectivul documentar că Ursul s-a apropiat, n-a mai văzut omul în viața lui, s-a uitat la el, ete, ce ce cu ăsta? S-a apropiat, l-a mirosit, îți dai seama, nu, a sărit la el, n-a răcnit. Și la un moment dat, i-a dat o labă ușoară să vadă cum reacționează. Și omul n-a reacționat în niciun fel. Și ursul l-a salutat, sănătate nene, s-a întors frumos, liniștit, nu speriat și s-a dus după grișele lui. De cine să te ferești? împotriva cui să construiești o cetate. Noi nu ne mai întrebăm astăzi de ce există orașul. Pentru că sunt instituțiile. Dar instituțiile există pentru oameni. Iar oamenii s-au comasat în jurul instituțiilor, iar instituțiilor probabil e mai ușor acum să monitorizeze oamenii pentru că i-are pe toți într-o oală. Oare orașul acesta este binecuvântare pentru om. Eu v-am spus că lucrurile totdeauna sunt complete, complexe. Nu pot spune că un lucru e doar rău sau e doar bun. Am găsit multe lucruri utile în oraș. Am auzit însă despre blestemul orașului și aș vrea să investighez puțin această teză, acest punct de vedere. Mai întâi de toate, când ai ajuns la oraș, s-a dus curtea, grădina, auzi, dar unde o punem? Ce vacă, zice nevasta. Păi unde să pui în apartament? Pe balcon? Sigur că în momentul în care ai ajuns în apartament, ei, e frumos, ei, are vedere și spre și se, mai, se vede și de sus. E, a, la, la, țară vedeai doar la nivelul firului. Aici vezi de sus. Dar zice, da, ce bate sus deasupra? Păi tu nu știi că plafonul tău e podeaua lui alt iar de jos de sub tine, podeaua ta e plafonul celuilalt, strigă, mai încet, liniște! Deodată te simți, te simți într-o lume care nu e a ta. Zona ta, privatețea, proprietatea ta, nu mai e a ta. Te-ai culcat și vuzi, odată, ce e? A tras apa Nu mai e liniște. Ești conjurat, numai de, de intruși. Toate sunt intruzii. Mai întâi de toate, orașul însemnează că nu mai ai locul tău. În loc să iei în grădină să-ți scoți ridichea, negociezi cu piețașul, să-ți o lase mai puțin și când ajungi acasă și o tai, are și vieri. Vai de tine! În oraș n-ai ce alege. Pâinea nu o faci tu. O mănânci pe cea care ți-o dă. În al doilea lucru, o a doua binecuvântare în ghilimele orașului, masificarea. Știi care e de de deosebire între individ și masă? Individul are opinie, are direcția lui personală, masa te înglobează. Tu nu te mai poți mișca. Povestea cineva că dimineața, este o chestie tare de tot pe care cred că mulți care nu merg la servici de dimineață în zonele de vârf, nu i cunosc. Există la Piața Unirii uh, tunelul de comunicare între, între două linii. Linia întâia și a doua, mi se pare. Una care, mă rog. Și acolo oamenii care vor să ajungă într-un punct dat, schimbă metroul și trebuie să treacă printr-un gang. Dar spune, știi ce se întâmplă? În momentul în care tu, singur, cetățean, mergi pe gang spre uh, metroul celălalt, deodată vezi că niște ape în alte se revarsă spre tine. Nu mai e unde. -ai, te lipești de perete. Dacă nu te lipești, te ia masa și te aruncă. Oameni buni, masa, sunt alții care ies din metro și care se grăbesc să prindă celălalt metro și atunci trebuie să te oprești, te lipești de perete până îți face din nou loc. Masa este o, o concepție despre om, nu ca individ, ca entitate, ci ca părticică a unui conglomerat pe care un păpușar cu sfor legate de degete, un păpușar le conduce. Masificarea însemnează înregimentarea individului până când, cum spunea un capitan din armată, răcan, știi ce culoare are sângele soldatului? Și a trebuia să știi dacă nu făcea 30 de flotări. Cachii să trăiți! Sângele lui nu mai este de individ de om, ce este sânge de uniformă. Toți suntem la fel, masificarea. Când ai devenit masă, totdeauna trebuie să fie cineva care, big brother, te benoclează, zicea cineva, te monitorizează. Și acest frate mai mare îți rânduiește ție câtă căldură să ai, ce să mănânci, ce să dă pe piață. Acum vine și Codex Alimentaris, în care ți se stabilește ce alimente n-ai voie să le desfaci, de exemplu, brânza noastră ciobănească nu mai are voie să fie vândută în anumite zone, să zicem, pentru că nu este indexată în Codex Alimentarius. Și ca tare este scoasă din dreptul tău de a te hrăni. Iar pe lângă acest control, această monitorizare, apropo de monitorizare, o să mai discutăm despre oraș când vom vorbi despre Nimrod care a construit niște cetăți. Scopul pentru care uh, Nimrod sau Cain strânge pe oameni toți la oaltă, în cetate, nu e ca să facă o, o, un front comun, ci ca să poată urmări exact ce face fiecare, să le poată lua taxele mai bine, să nu uh, fenteze nimeni rânduielile, să-i controleze. Iar când ai ajuns masă și controlat, tu ești un nimeni. Anonim. Să vezi cum te tratează un om la țară. Bună ziua! Te salută fără să te cunoască. Am pățit-o eu la fiul meu, unde s-a refugiat la țară, unde nu crește flori, face altceva mai bun. Oamenii te văd ca om. Un copil, se băiat îmi spune mie de acest femeie, Așa e frumos. Așa au învățat ei că oamenii nu sunt anonimi, șterși, fără nume, ci au un cod. Nu-l cunoști dar au un cod, sunt oameni. Acesta este orașul, dragii mei. Iar peste toate, acolo unde există masificare, acolo unde omul este frustrat de lipsa privateții, acolo unde există un control, unde omul e anonim, poate face orice cum spunea mie cineva când eu eram încă la Sibiu, ei, te duci la București, acolo viață, dai o palmă la unul și nu mai vezi toată viața, că te, te muți în celălalt colț al orașului. Îți dai seama ce, ce bine. Și acolo, în anonimat, viciul își face cuib. Niciodată la țară nu s-a dezvoltat viciul. Acolo este și ochii lui Dumnezeu, de care depinde să-ți dea ploaie, să nu vină lăcusta, să nu vină dăunătorii. o altă relație. Orașul cu străzi înguste, unde miroase uneori urină. orașul cu florile betonului, florile răului. Acolo se dezvoltă colcăie, nelegitimitatea. Orașul a cultivat lupanarul. Citesc versetul 17 din Geneza, unde raportul spune El a început apoi să zidească o cetate, și a pus acestei cetăți numele fiului său Enoch. Acum fii atent. Enoch înseamnă dedicare. Dedicare pentru că Enoch a fost dedicat pentru o nouă religie. Dar știi că o nouă religie sau o nouă concepție, o nouă cosmoviziune, nu? Worldview, cosmoviziune. Un nou Weltanschauung, cum spune neamțul. O nouă viziune despre lume adică o nouă religie, mai cere un nou habitat, adică orașul. Iar un nou habitat cere o nouă societate. Și vei vedea cum sunt uimit de frumusețea Scripturii, sunt uimit de, de structura coerentă și profunzimea ei. Să vezi cum o nouă religie care a cerut un nou habitat și care a cerut o nouă societate se construiește mai departe în versetele 18-19 și așa mai departe această nouă societate. Să o cercetăm. Geneza 4 cu 18. Enoch a fost tatălui Irad. Irad a fost tatălui Mehuiael. Mehuiael a fost tatălui Metușael și Metușael a fost tatălui Lameh. Și acum tu te oprești, te uiți lung la mine zice, ce înțelepciune mai e și în această enumerare de spițe de neamuri. Ei, mare nu e, Ei e totuși una. Tu știi că fiecare nume însemnează ceva. Enoch însemnează inițiatul, dedicatul. Și acum, din nume, putem cunoaște evenimentele timpului. Tradu numele și vei vedea despre ce se întâmplă. Enoch a apărut o nouă religie. Doi, Irad însemnează orășanul. Hei, a început o nouă societate, e orașul. Mai departe. Mehuia el însemnează lovit de Dumnezeu. Cine știe dacă, disgrație, dacă conflictele Dinamica socială sau relațiile interumane n-au creat deja primele tensiuni. Iată unul, probabil irad, orășanul, a pățit ceva și fiul lui i-a dat numele, m-a lovit Dumnezeu, lovit de Dumnezeu. Mai departe, metușa el omului Dumnezeu sau favoare. Probabil că nu se referă la omului Dumnezeu din cer, e o nouă religie. Probabil că ăsta a dat de bani, a dat de, s-a întors din străinătăți, de la și afaceri, acum zic ce eu în, în variantă actualizată, și s-a întors plin de euro, a venit cu merțan cât toate zilele, cu o duducă lângă el care ciripește pe alte limbi, și uite, omul, asta da, omul lui Dumnezeu. Iar meh, însemnează gâtlej, e singura posibilă traducere, e incertă de a-mi pus semne întrebare, oare ce-o fi însemnând gâtlej? Nu știu. Poate că ăsta era care trăgea tare la măsea, avea gâtlești de fier, sau urla tare, era mai tare, mai sonor decât toți, nu știu. Cert este că toate, toate numele acestea înșiră o istorie. Spune fiule, nu este înțelepciune în aceste nume. Versetul 19. Spuneam o religie, un nou habitat, o nouă societate. La și-a luat, și acum vedem noua societate, două neveste. Numele uneia era Ada, și foarte interesant, de obicei femeile nu apar în genealogii. Deci oare dă și numele femeilor, mai ales când sunt niște femei care, fără frică de Dumnezeu, lipite de ateism, și că numele uneia era Ada și numele celeilalte era Sila. Știți ce însemnează Ada? Ada însemnează podoabă probabil că am găsit o poză așa plină de podoabă. Vorbește ceva despre, nu despre arte, despre filosofia de viață, despre stilul acestor oameni. Adam însemnează podoabă, iar țila însemnează clinket. Parcă văd clinchetul de la gâtul cu coniței, de la brățarele. Toate acestea vorbesc despre o nouă mentalitate, un nou raport între bărbat, femeie, seducția. Va să zic că orașul însemnează seducție. Poate, 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 poate te agăți. Iar el a luat-o pe una, a văzut-o și pe a doua, a luat-o și pe a doua și cu această ocazie căsătoria intră în colimator să fie distrusă. Ce e căsătoria? E o bomboană de zahăr care se pune pe vârful tortului, în care reprezintă un el și o ea. Ei, la meh, zice nu, eu iau mai multe. Și în felul acesta, o nouă societate însemnează noi, în principii sau reguli morale, de fapt imorale. Oare poligamia are drept să existe sau nu? De unde știm noi că e imorală? Poate că e o altă morală. Uite, oamenii pe vremuri, nu epoca cavernelor, omul primitiv, să fim serioși, ăla e om de căzut, din strămoșii noștri, devenit ateist, pierzându-și imaginea de sine, s-a scufundat în păcate. Nu e omul primitiv, ăla n-a existat după Scriptură. Poligamia e bună sau rea? Privește puțin harta lumii. Toate țările care sunt marcate, mi se pare că nu toate culorile au ieșit, dar nu-i nimic. Toate țările care sunt marcate cu o culoare, pare rău, sunt mai multe culori decât ceea ce se vede, poate pentru mine este o stăbiciune, nu văd eu exact, sunt unele culori în care poligamia, deci cu roșu, era Statele Unite, țările Europei aveau toate roșu în harta mea inițială și acele arătau că acolo este interzisă poligamia. În rest, există câteva țări în Scandinavia, țări scandinave în Franța, unde poligamia, spre marea mea uimire, este acceptată. Sigur, în anumite țări este, e și o legendă, poate că o vedem acum, nu. E de o defecțiune tehnică și sărim peste ea. În legenda aceasta spune că în unele țări poligamia este acceptată, dar numai între adulți. Adică eu, fratele, cu sorul meu, am trecut de 18 ani, e voie. În alte părți e acceptată, dar nu ca căsătorie, ci ca și cohabitație. Vă să zic că în țările Europei luminate, Suedia, Franța, Olanda, există incest. De ce? Uite, mă uit la turma asta de, de căprioare, este un singur mascul, masculul alfa, se cheamă masculul dominant. El are mai multe neveste. Păi nu vezi că în natură există poligamie? Păi mă, e cu dobitoacele. Poligamia e pentru fiare, pentru animale. Dar tu nu ești animal. Tu știi că omul are o altă identitate. El e Fiul lui Dumnezeu. Și nu e scopul doar de prasilă, de prasilă. Omul este pentru o relație. Animalele, măcar că și între ele există unele fidele, monogame, de exemplu papagali. În Australia am văzut papagali care merg doar perechi. Dacă moare o pereche, cealaltă pereche nu se mai împreună cu niciuna. Și papagal, dar tu om. Ei bine, omul nu e făcut doar pentru procreere, mașină de, de prăsit, ci omul este un. După chipul lui Dumnezeu, o ființă inteligentă, emoțională, are nevoie de părtășie, de comuniune. Ia uite, am aici o șopârlă cu două trupuri, doar coada e comună, poate și două picioare din spate comune. E un monstru, un monstru mic. Crezi că e fericită? O să mă întreb, dar de ce vorbesc despre asta? Hai că să spun imediat, uite-te aici, un vițel cu două capete, un alt monstru. Sunt niște urtani. E Probabil că nici nu o să trăiască prea mult, că de obicei monștrii n-au viață lungă. Uite, un copil cu două capete. Așa este mizeria unui trup cu mai multe capete. Ei bine, și de ce am dat aceste poze? Să-ți citești din scriptură, din Geneza, capitolul 2. Cu versetul 24, când Dumnezeu a binecuvântat, prin cuvintele lui Adam, căminul. Deci, de aceea, zice Adam, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și se vor face două trupuri. Nu, no, se vor face un singur trup. Știi ce se întâmplă în momentul în care trupul are două capete? Uite-te, Fetele acestea sunt dintr-o lume în Islam unde se permit patru neveste pentru înmulțire. Poate unii au și mai multe, nu știu. Poate nu. Unii sunt oameni deosebiți. Am cunoscut eu uh, musulmani care sunt monogam, convinși, cinste lor? Uitați, femeile acestea din, din lumea în care femeia este doar de înmulțit, ele cunosc ce înseamnă invidia, ce înseamnă frustrarea, adică e iubitul meu și acum se culcă și jură altea dragoste. Umilirea. știți că, mă rog, în anumit crez, în crezul poligamilor, se spune că femeia nu are decât un, o jumate, cel, în cel mai bun caz, o jumătate de suflet. De regulă are un sfert de suflet. Și dacă vrei un suflet întreg, ei un sfert, două, trei, patru sferturi, patru femei. De aceea e îngăduit până la patru. Dar nu sunt mulțumite. Aceste femei protestează în Indonezia, unde totuși există parcă ceva mai multă deschidere, nu este bigotismul atât de mare. Și iată că poligamia se naște în o nouă societate care are un nou habitat și o nouă religie. Și acum Geneza 20 spune Ada a născut pe Iabal, el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vite. M-aș opri, poate, aici. Adică simt nevoia de a nu intra pe un nou culoar, pe un nou, pe un nou știu eu, tunel, pe un nou tunel de fugă, ca să intru într-un domeniu care cere investigare liniștită. Dar dacă mă întreb cu ce am rămas, sau ce aș vrea să subliniez, în ultimele minute ale prezentării, aș spune doar atât. Că aici, în pâinea aceasta care mă hrănește și care te hrănește, în Scriptură găsești religia articulată religia, nu o religie. Singura care te poate păstra în echilibru cu tine, cu semenii, cu natura, cu destinul vieții tale, destinația vieții și ori de câte ori, tu părăsești coordonatele Scripturii, devii ateist. Nu trebuie să fii un tăgăduitor și un hulitor de Dumnezeu ca să fii ateist. Este destul doar să fii niat, adică să n-ai prezența Domnului. Să nu percep că El e aici, auleu, Dumnezeu e aici și eu n-am știut. Deci, ori de câte ori te afli fără Dumnezeu, ateist, nu se poate să nu începe o nouă religie, un nou crez, care te va conduce la strâmbarea moralei bune, care a făcut ca omenirea să crească și să se dezvolte civilizația noastră europeană până la nivelul în care suntem. Încet, încet văd că civilizația se scufundă ca un titanic în care a intrat apa, înăpădit de valuri familia e de joacă, copiii, unii nici nu mai fac, alții îi fac și îi lepădă. Munca e o rușine, scopul vieții e distracția, nu mai este de a iubi pe alții și de a -i face fericiți, iar viața nu are rost. Oamenii, negăsind rostul, se înfundă, se afundă în droguri, în bătăi, în sex, în cei mai animalic. Curând nu o să mai vorbească, uite cum e muzica de azi, unele muzici, și mugesc, uh, uh, ca animalele. Încet, încet, civilizația se întoarce. Nu se întoarce, că n-a fost niciodată acolo, ci decade la omul primitiv și repetăm alte decadențe. Dragul meu, ai nevoie și eu am nevoie de Dumnezeu ca să putem fi întregi, să trăim într-o lume de oameni și nu de animale, și să fim fericiți. De tine depinde în ce măsură lumea în care trăiești va fi mai bună. Gândește-te la ce ți-am zis.